până la 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 la. E mai greu dor de purpat, la 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 la. După haine și sat, la 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 la. Și așa de numai mână la. Hai la la la, sunt la casa bătrână, la 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 la. Și așa de numai mână la. Hai la la la, sunt la casa bătrână, la 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 la. Thank you.
Politicii istorici au solicitat Biserica Ortodoxă Română să celebreze Paștele odată cu protestanții și catolicii. Aceștia susțin, citez, decalajul pascal dintre ortodox și restul lumii creștine pare urmitva războiului rece și că, spun aceștia, deși biserica din România nu este pe stil vechi, nu ar fi aliniat cu roșii și calendarul lor volian. Vedem așadar reacția. Noi respectăm toate cele trei condiții de la sinodul întâi ecumenic și într-un canon, adică să fie după echinocțiul de primăvară, după Paștele evreilor și după lună plină. Noi sărbătorim Paștele după calendarul neîndreptat. Acolo este Paștele adevărat, unde vine Sfânta Lumină. Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Au alții? N-au. Toți se adună la Lumina Ortodoxilor. Și strig adevărata Lumina Ortodoxilor. Dar nu îndrăznesc să vină că e greu la Ortodox. Posturi aspre. 1922. Biserica Ortodoxă Română a trecut pe calendarul Lumina Ortodoxilor.